În urma materialelor realizate de echipaj de TV în vară și în toamnă, gropile din cartierul Astralis au fost plombate. Dar nu toate. Dacă ne uităm în partea dreaptă, putem vedea că sunt bălți. O doamnă care a trecut adineaori pe aici le spunea că sunt piscine. Domnul pe care îl puteți vedea a cumpărat nisip, deoarece s-a gândit că oamenii nu au avut suficient asfalt pentru a acoperi gropile. Iluminatul stradal este o problemă în cartierul Astralis și bălțile care se află în fața noastră sunt greu de evitat, în special noaptea. Oamenii se întreabă dacă în această zonă s-a putut turna un covor asfaltic, de ce nu s-a putut face același lucru și la 2 metri de acesta. Bună ziua! Ce părere aveți despre acest drum? E oribil. Tot timpul când venim la piață cu fetițele, se murdăresc, e apă, e plombat, cum vedeți și dumneavoastră, e foarte urât. Da. Cât credeți că o să țină? Că noi am încercat să verificăm cât de bine. Ce să țină? Păi ia, uitați-vă, se strică. Asta e mântuială. Aiurea făcut. Nu știu când va fi făcut. Ca lumea. Ați văzut că sunt unele bălți, așa, le putem spune bălți, că sunt pline cu apă. Care... Sunt piscine, nu-s bălți. Ce să zic? În locul de joacă la copii l-au desfințat în parcări. Unde au fost acolo pe timpul lui Ceaușescu a fost loc de joacă pentru copii. Au făcut parcuri cu plată. Nu fac nimic. Sunt dezamăgită de primar. Foarte urât. Foarte, foarte urât. Ce să spunem? Asta e asfaltat, totuși. Da, asta e asfaltat. Bătaie de joc. Bătaie de joc. Da. De cât timp este așa mai încolo? Putem observa că mai sunt gropi pline cu apă. Aici văd că au aruncat cam de o săptămână au venit și-o bătut joc, efectiv. Deci asta e bătaie de joc, nu, chiar nu e reparat. Hai să avem, să fim serioși acum. Nu? Se vede, deci se vede fără să... No, ne pare rău că ne împiedicăm mergând pe drum ziua la miază. Da, dacă dăm așa cu piciorul... Cât credeți că va ține? O săptămână. Cel mult. Dar de ce credeți că totuși și acolo sunt gropi pline cu apă? Le putem spune bălți. Pe acelea le-au omis, le-au uitat? Le-au omis, da. Da nu mai în față, la nu vor. Dar sigur, uite și dincolo. Așa e în România. Este vina noastră că oare n-am filmat și acolo? Sau de ce? Nu, nu. Nu cred. Bă, așa se lucră la noi, nu știți. Ați văzut? Uitați, dacă dăm cu piciorul... Păi așa se lucră aici. Ați văzut undeva în altă parte mai bine? Suntem ziua, ce părere aveți despre cum s-a lucrat pe această stradă? Asta e o părere veche de-a mea, foarte proastă. Nu numai că s-a lucrat acum, dar de când îl țin aici plin de gropi. Ați văzut dacă dăm așa cu piciorul? Uitați. Exact. Cât credeți exact. Că va dura... Nu va dura deloc, dar nici n-aș vrea să dureze cât e de urât. Poate așa o să se trezească careva. Ia uitați-vă acolo. Nici măcar nu s-a uitat la gropile alea. Ălea cred că nu le-au văzut numai astea de aici. Păi așa au făcut. Au făcut o parte, în partea aia, acum vreo 2 ani. S-a oprit. Asta e gospodăria comunală. Prost. A plombat numai. Nu a lucrat ca lumea. Da, ați văzut că au fost câteva gropi pe care le-a neglijat, nu le-a reparat deloc. Dar numai în România se poate așa ceva. Altă țară nu este. Uitați, dacă dăm cu piciorul... Da, iese afară. Lucru de mântuială, ca la România, altceva nu putem zice. Da, ați văzut, mai încolo sunt câteva gropi care au fost uitate, cred că. Da, dar poate aici au avut cineva intenția numai așa ca să treacă și să bage niște bani în buzunar, că altceva nu putem zice. Ce se face, se face dezastru în țara asta. Își bat joc de oameni. Da, așa cum ne plombăm și noi tantura. Părerea noastră, bătaie de joc. Bătaie de joc. Nu numai, ci peste tot. Sunt mai bune gropile noastre de la sat, că au marginile mai taluzate decât cele din asfalt. Nu trec tractoare. Pe aici nu trec tractoare ca să le niveleze. Bună ziua!
Hai.